Prins focul răzbunării cu pozele, hainele și pantofii fostei prietene, un român stabilit în Italia, înșelat de femeia iubită, s-a filmat în timp ce îi ardea toate lucrurile rămase de la ea. Timpul vindecă totul, însă focul a fost mai rapid pentru el. Te-am luat de la măta de acasă, în fustă și fărtă jupon. Am adus-o într-o pereche de chiloți în Italia. Într-o pereche de chiloți am adus-o în Italia, care îi pun pe foc. Ți-am luat și poșetă, ți-am luat și jachetă și... Patrisiu, Diana, 250 de euro. Nu mă interesează. Îți dau foc și la ceasă. Guarda-l. 7 ani de dragoste s-au sfârșit în scandal. Tânărul care a lăsat foc șanul pentru Italia nu iartă nimic. Laptopul trebuie să ardă, ca inima lui. Îl vezi, Diana? Nu mă interesează banii. Căștile cu care ascultai muzică. Orice îi pică în mână devine lemn de foc. Aproape orice. Încărcătorul la baterie, nu-l pun. Ăsta bubuie. O grămadă de pantofi de toate culorile și formele se va transforma într-una de scrum. M-ai nebunit cu pantofii ăștia. A, bubuie computerul. Pantofii, Diana. Te-am și cultivat paraschivo. Te-am dus la chermeză și meci. Ții minte la Roma, în vacanță? În 2009, ce frumos a fost. Uite ce fac. 40 de minute și-a vărsat amarul pe foc în fața camerei. Apoi, piromanul din dragoste s-a mai calmat. Toate lucrurile astea le încarc în furgon și le arunc la gunoi, că ar trebui să fac un foc aici până mâine. Ți-am luat și bomboane, ți-am luat și sămânță, fă tu faci pe nasul ăla și pleci.